Suntem prezenți toți membrii comisiei, practic toți aveți experiență mai mult decât suficientă. Noi suntem în sală pe viu, este conducătorul științific domnul Zaporojan, este domnul Teo Cârnaț, doctor habilitat, profesor universitar, eu și restul sunteți online și mai avem prezență suplimentar. Eu nu o să trec în revistă toată procedura, nu o să dau citire actelor normative la care trebuie să fac trimitere, acte necesare pentru presusținerea tezei, totul este respectat, acte necesare diminuării procedurii de organizare a susținerii tezei la fel sunt toate în dosar, actele necesare pentru desfășurarea susținerii publice la fel, este dosarul în față, mergem, cred că, prin credere, cei din sală văd. Dosarul este în fața dumneavoastră, nu cred că trebuie să dau citire absolut la toate actele care le avem prezente aici. E exact ce este scris în regulament, cu 10 zile înainte de susținerea tezei doctorat, studentul prezintă dosarul cu următorul set de acte. Acte necesare, decizia Consiliului, este, lista de prezență, este, dumneavoastră o să se semnați un pic mai târziu. Și am luat punct cu punct, practic tot ce este fixat aici în regulament, și obligatoriu stabilit de ANACEC, noi le avem absolut toate actele necesare. Acum, susținerea publică conform noii proceduri începe cu o prezentare a rezultatelor cercetării efectuate în PowerPoint, așa este fixat nou, și o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat și a publicului prezent la susținere. Ședința este publică. Nu, decizia Consiliului Științific privind formarea Comisiei de Doctorat, ad hoc, pentru desfășurarea susținerii publice a tezii de doctorat. E vorba de consorțiul dintre Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Europene Constantin Stele. Adică noi suntem în consorțiu cu ei, teza e făcută în școala doctorală a consorțiului. Răspund la întrebarea domnului academician Guceac referitor la decizii. Decizia Consiliului Științific, care o să o prezinte doamna în original dumneavoastră. E respectată procedura că avem în față un original. Ea o prezintă dumneavoastră. Acum, Iana, îi oferim doamnei Dariei Victoria. Teza, denumirea tezii, este particularitățile dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat. Conducător științific Zaporojan Vyacheslav, doctor în drept, conferențiar universitar. Bună ziua tuturor membrilor comisiei. Mulțumesc că ați acceptat să mă susțineți. Deci am să încep ca să nu rețin din timpul fiecăruia. Deci domnul Avornic a dat citire denumirii tezei. Deci eu am să trec printr-o metodă succintă asupra cercetărilor efectuate în cadrul tezei respective. Și am început teza cu actualitatea și importanța problemei abordate. Deci trecerea de la ideologia drepturilor omului la schimbarea juridică a regulilor de protejare a acestora a revendicat și găsirea unor soluții juridice pentru o garantare efectivă a privilegiilor ființei umane, prin prisma interesului asupra particularităților dreptului la cetățenie, a necesităților de racordare a legislației naționale la standardele internaționale în acest domeniu, cu impact iminent de a constituționaliza dreptul la cetățenie. Deși cetățenia este sau reprezintă o instituție care ține mai mult de legislația internă a fiecărui stat, aceasta este și considerată și o problemă de drept internațional, pornind de la faptul și de la consecințele pe care le are deținerea unei cetățenii de către o persoană în condiții de mobilitate transnațională, libera circulație a persoanelor și de facilitarea contactelor dintre oameni. Standardele internaționale privind instituția cetățeniei vin să dezvolte și să completeze conținutul dreptului la cetățenie, iar acordarea acestui drept considerăm că este un atribut al statului și pe această linie se creează raporturi între state. De ce apare și necesitatea ca sistemele de drept să fie armonizate la un nivel internațional pentru a evita conflicte de legi. Prin urmare, resemnăm că preocupările internaționale privind dreptul la cetățenie se referă mai mult la crearea condițiilor ca persoanele să nu rămână fără calitate de cetățean
și să beneficieze de protecția acestui drept pe care oferă această calitate, toate acestea fiind materializate în tratatele și convențiile internaționale. Fiecare stat, după cum am vorbit, este o problemă mai mult internă, dar să nu uităm de armonizarea aceasta prin materia internațională, stabilește că prin care sunt resortensanții țăi, menționându-se că aceasta trebuie să fie în concordanță cu convențiile internaționale aplicabile materii, dreptul cutumiar și principiile generale ale dreptului recunoscute în materia dreptului la cetățenie. Toate aceste aprecieri se constituie în autentice raționamente în favoarea actualizării prezentei lucrări, care însoțește mobilizarea legiuitorului nostru de a îndrepta legislația națională la exigențele convențiilor europene în domeniul cetățeniei și mai ales la îmbunătățirea activității practice de aplicare acestor prevederi pe teritoriul Republicii Moldova. Scopul propus spre realizare se rezumă la tratarea conceptuală a esenței noțiunii de cetățenie prin necesitatea lărgirii ariei investigațiilor, având în vedere tendințele moderne de a trata acest concept drept unul dinamic, care sintetizează problemele relației dintre stat și cetățean. Un alt scop ar fi evaluarea suficienței garanțiilor constituționale de protecție a dreptului cetățeniei și identificarea creierii unor condiții prin care persoanele să nu rămână fără calitate de cetățean, să beneficieze de protecția pe care oferă această calitate și materializarea acestor prin tratatele privind drepturile omului. Și un ultim scop spre realizare propus este cercetarea multidimensională a instituției cetățeniei prin prisma cadrului normativ național și internațional. Obiectivele de cercetare propuse în cadrul cercetării științifice a tezei respective au fost puse următoarele. Analiza interesului doctrinar privind dreptul la cetățenie prin prisma lucrărilor cercetătorilor științifici din Republica Moldova, evaluarea instituției cetățeniei în Republica Moldova, abordarea dreptului la cetățenie prin prisma materialelor științifice din alte state, problematizarea juridică și sociologică a conceptului de cetățenie, analiza istorică a instituției cetățeniei prin prisma evoluției statalității pe parcursul schimbărilor sociale, economice și politice, remarcarea rolului standardelor internaționale de reglementare a dreptului la cetățenie în cadrul reglementărilor naționale aplicabile în materie, evoluția instituției cetățeniei în Republica Moldova ca o nouă dimensiune definită prin prisma statului de drept, argumentarea caracterului fundamental al dreptului la cetățenie, confirmat prin acte internaționale care proclamă drepturile fundamentale ale omului. Și un ultim obiectiv de cercetare este analiza garanțiilor normative ale dreptului la cetățenie prin comparație în alte sisteme de drept. Noutatea științifică a lucrării consider că stă în faptul că a fost identificat și analizat modul de aplicare în ordine juridică internă a garanțiilor constituționale ale dreptului la cetățenie, evidențând carențele în implementare, formulând soluții pentru înlăturarea deficiențelor constatate. Iar pentru a formula aceste propuneri concrete, s-au efectuat studii ale doctrinei din țara noastră, acele române, ruse, franceze, iar un loc important a fost acordat și studiului normelor internaționale și convențiilor la care Republica Moldova este parte. Originalitatea și elementele de noutate a lucrării se datorează rezultatelor științifice obținute după cum urmează. Efectuarea unui studiu complex a conceptului privind dreptul la cetățenie, au fost formulate definiții ale dreptului de cetățean și de cetățenie, s-a analizat cadrul juridic a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul cercetat, s-au scos în evidență particularități ale dreptului la cetățenie în reglementări naționale și internaționale, fiind examinate aspecte pozitive și cele negative ale cetățeniei multiple din Republica Moldova și în cadrul dreptului comparat. S-au mai constatat și studiat ansamblul de norme juridice aplicabile domeniului cetățeniei și a dreptului comparat cu privire la cetățeniei din Republica Moldova, fiind stabilite etapele de dezvoltare a legislației în domeniu. S-au schițat trăsături definitorii ale statutului juridic al persoanelor ce dețin o cetățenie sau cele care dețin mai multe cetățenii. S-au distins lacune și probleme juridice din Republica Moldova, urmarea cărora au fost propuse careva recomandări de ajustare a legislației privind cetățenie la standardele europene. Problemele existente în determinarea naturii juridice a cetățeniei pornesc de la tratarea diferită a acestei noțiuni.
și după cum este percepută. În sens politic sau juridic, e important ca între aceste ambe aspecte să existe o legătură indisolubilă. Caracterul fundamental al dreptului la cetățenie este proclamat prin Constituție. Orice persoană are dreptul la o cetățenie, nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenie sau de dreptul de a-și schimba cetățenie. Dreptul la cetățenie este un drept fundamental, subiectiv, esențial pentru viață, libertate și demnitate, care garantează o liberă dezvoltare a personalității umane, punând în valoare celelalte drepturi și libertăți ale omului. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi, titularii cărora sunt cetățenii, esențiale pentru îndeplinirea scopurilor societății, indispensabile pentru liberă dezvoltare a personalității, stabilite și garantate prin Constituție și legile statului. Problema științifică importantă soluționată ar fi cercetarea desfășurată care rezidă în fundamentarea științifică a conceptului dreptului la cetățenie în contextul garanțiilor constituționale, ce asigură consacrarea și implementarea acestui principiu, fapt ce determină perfecționarea legislației la nivel constituțional pentru a asigura realizarea efectivă și completă a exigențelor cu valoare constituțională. Importanța teoretică și valoarea aplicativă considerăm că este determinată de noutatea științifică și actualitatea temei de cercetare. Considerăm că rezultatele vor putea servi la elaborarea unor noi lucrări de sinteză, ori acestea prezintă reguli fundamentale în strânsă conexiune cu mecanismele institute la nivel constituțional în vederea asigurării respectării lor. Procedeile științifice aplicate au permis obținerea de informații teoretico-științifice pentru a examina dreptul la cetățenie prin prisma naționalului și internaționalului. Și după cum urmează, în plan teoretico-științific se conturează și se analizează conținutul garanțiilor constituționale și internaționale aplicabile în sistemul de drept al Republicii Moldova în domeniul protecției și realizarea dreptului cetățeniei. În plan normativ-legislativ se analizează cadrul juridic în sfera reglementării garanțiilor ce asigură respectarea dreptului cetățeniei, precum și evoluția legislației naționale și internaționale în domeniul cercetat. În plan juridico-didactic, analiza garanțiilor constituționale în materie cetățeniei considerăm că vor fi utile pentru cadrele didactice universitare. Deci, teza este structurată în 4 capitole. Ulterior urmează a fi cercetate obiectivele fiecărui capitol în parte. Deci, după cum urmează, capitolul 1 și obiectivele ar fi interesul doctrinar din Republica Moldova privind dreptul la cetățenie și analiza materialelor științifice din alte state privind acest drept. Deci scopul propus a fost analiza cercetărilor științifice efectuate în domeniul dreptul la cetățenie, ce abordează interesul științific privind domeniul respectiv. Caracterul specific al instituției se explică prin faptul că aceasta integrează elemente proprii mai multor ramuri de drept și se exprimă ca o instituție juridică aflată la confluența mai multor subsisteme juridice normative. Instituția cetățeniei este un concept în evoluție și dezvoltare continuă, iar aspirațiile Republicii Moldova de a se încadra în Uniunea Europeană ar putea pe viitor impulsiona schimbări în instituția dreptului la cetățenie. Cetățenia este o calitate sau un statut pe care, obținându-o, te bucuri de drepturi și libertăți fundamentale de cetățean, dar ai și niște îndatoriri față de statul la care cetățean ești, iar aceasta duce la necesitatea studierii elementelor de conținut a dreptului la cetățenie. Obiectivele capitolului 2 ar fi cercetarea problematizării juridice și sociologice a instituției cetățeniei, dezvoltarea dreptului la cetățenie în contextul evoluției statalității și standardele internaționale actuale de reglementare a dreptului la cetățenie. În acest capitol se analizează conceptul la cetățenie prin prisma mai multor subsisteme de drept, având un caracter complex, tratat multiaspectual, dat fiind faptul că acesta solicită o tratare din punct de vedere ca instituție juridică, ca statut juridic, ca drept subiectiv și ca rol social. Anume, acest caracter multiaspectual al instituției provoacă un șir de discuții și invocă probleme în literatura juridică și sociologică a noțiunii de cetățenie. Noțiunea juridică de cetățenie rezultă cu preponderența din dreptul constituțional, iar în acest sens, capitolul respectiv conține analiza teoriilor și curentelor științifice din doctrina dreptului constituțional. Doctrina juridică înregistrează mai multe teorii privind conceptul de cetățenie și îndeseori a naturii ei juridice.
Problemele cele mai frecvente se referă la identificarea naturii juridice, care are o importanță deosebit de mare, deoarece determinarea acestea înseamnă a încadra un fenomen juridic în o categorie sau alta a dreptului și numai determinarea corectă oferă posibilitatea de a cunoaște esența acestui fenomen juridic. Prin adoptarea Constituției Republicii Moldova la 29 iulie 1994, considerăm că s-a fortificat instituția cetățeniei, iar garanțiile constituționale ale dreptului la cetățenie au fost incluse în articolul 17, care stipulează că nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenie sa și nici de dreptul de a-și schimba cetățenia. Dreptul la cetățenie constituie în exclusivitate o chestiune de drept intern, așa cum am mai menționat anterior, deoarece fiecare stat este în drept să determine cine sunt cetățenii lui. Însă, totodată, la celălalt pol al libertății, statelor de a legifera dreptul la cetățenie se situează condiționare. Această legislație trebuie să fie în concordanță cu principiile generale recomandate de Convenția Europeană cu privire la cetățenie, precum și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Obiectivele capitolului 3. Evoluția instituției cetățeniei în Republica Moldova, definirea dreptului la cetățenie ca drept fundamental, repere normative de garantare a dreptului la cetățenie în sistemul nostru național și analiza necesităților de racordare a legislației naționale la standardele Uniunii Europene. În acest capitol se abordează evoluția instituției cetățeniei în Republica Moldova ca stat independent și suveran, începând cu 27 august 1991, odată cu adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova, aceasta dobândind o nouă dimensiune cu începerea unor noi schimbări în domeniu. Prezentul capitol analizează și dreptul la cetățenie ca drept fundamental, cu definirea din acest punct de vedere. Iar în acest sens, pentru a defini dreptul la cetățenie ca unul fundamental, s-au studiat conceptele drepturi fundamentale, drepturi ale omului și drepturi ale cetățenilor. S-a mai efectuat și o analiză a legislației naționale ce țin de modurile de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, condițiile de păstrare sau de pierdere a cetățeniei, cu conturarea necesității de a revizui unele norme materiale. Cu scopul asigurării dreptului constituțional al persoanei la cetățenie, precum și prevenirea și reducerea apatridiei, potrivit cadrului juridic internațional și anume a prevederilor Convenției privind reducerea cazurilor de apatridie, ale Convenției privind statutul apatrizilor, încheiate la New York, la care Republica Moldova este parte, precum și în vederea, un loc important, susținerea locuitorilor din stânga Nistrului și municipiul Bender, autoritățile Republicii Moldova au operat multe amendamente la actele normative ce reglementează relațiile sociale în materie de cetățenie. Astfel, noile prevederi legale nu impun bariere pentru asigurarea drepturilor și libertăților locuitorilor din regiunea transnistreană. Dimpotrivă, facilitează soluționarea cererilor în materia respectivă. Astfel, legea cetățeniei 1024 din 2000, cu modificările ulterioare din aprilie 2018, și anume specific articolul 12, în care a fost completat cu un alineat nou 1 prim, care prevede o procedură simplificată de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere pentru persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova cu vârstă peste 18 ani, care nu sunt luate în evidență de autoritatea competentă ca cetățenii Republicii Moldova și care nu dețin dovada cetățeniei, indiferent de locul de domiciliere și de faptul dacă dețin cetățenie altui stat sau nu. Aceștia se recunosc la moment cetățenii Republicii Moldova din data exprimării consimțământului înscris în acest sens și în temeiul documentelor de stare civilă ce atestă nașterea pe teritoriul respectiv. Statistic vorbind, pentru perioada 19 aprilie 2018-25 iunie 2021, prin metodă simplificată au fost recunoscute cetățenii Republicii Moldova 21.492 de persoane, dintre care circa 68% sunt din stânga Nistrului și municipiul Bender. Deci, vedem o diagramă care atestă faptul posibilității obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metoda simplificată și avem 2019 cele mai multe cereri prin această metodă. Normele de drept, punând în ordine relațiile sociale, nu întotdeauna reușesc să asigure o reglementare deplină, în corespundere cu cerințele vieții, fapt care conduce la apariția unor lacune în reglementările de drept în domeniul cercetat. S-a cercetat totodată și analizat aspectul necesității ca legislația națională în domeniul dreptului la cetățenie
după cum am mai repetat, să fie în concordanță cu principiile recomandate de tratatele și convențiile europene. Ori în cazul când există neconcordanțe între pacte și tratate privitoare la drepturile omului, printre care și dreptul la cetățenie, la care Republica Moldova este parte, și legile ei interne, prioritate, desigur, că au reglementările internaționale. Și, în sfârșit, ultimul capitol din teză, obiectivele acestui capitol fiind garanțiile normative ale dreptului la cetățenie în sistemul de drept continental, bazele normative ale dreptului la cetățenie în sistemele dreptului anglo-saxon și particularitățile de evoluție a dreptului la cetățenie în statele membre ale Uniunii Europene. Capitolul 4 prezintă un studiu privind exercitarea garanțiilor normative ale dreptului la cetățenie în cele două sisteme de drept analizate comparativ, drept continental și cel anglo-saxon. Se relevă instituția cetățeniei și a dreptului la cetățenie în alte state, inclusiv România, Franța, Marea Britanie, Germania, Olanda, Portugalia și așa mai departe. Dreptul în aceste state, în statele de drept continental, se legiferează prin legislația internă și prin numeroase convenții internaționale. Legislația statelor din sistemul de drept anglosaxon oferă dreptul de a dobădi cetățenie prin două modalități, ius sanguinis și ius soli, în virtutea nașterii și naturalizării. Preocupările comunității internaționale în materia dreptului la cetățenie sunt axate pe crearea condițiilor ca o persoană să poată avea cetățenie pentru a beneficia de protecția dată de calitate de cetățean, dar și pentru a uniformiza legislațiile pe măsură cât este posibil. Acest capitol analizează și dreptul la cetățenie a statelor sistemului de drept continental, unde s-a observat o tendință de liberalizare a reglementărilor juridice în materia dreptului la cetățenie, ca urmare, dobândirea cetățeniei fiind condiționată de accesul legal pe teritoriul statului, dreptul de a accede în acest teritoriu, șederea legală și dreptul de a munci. În linii generale, legislațiile naționale în materie de cetățenie se fundamentează pe principiile că fiecare persoană trebuie să dețină o cetățenie, apatridia trebuie evitată, iar cazurile de multiple cetățenii minimizate. Unele state își modifică legislația în materia dreptului la cetățenie care să permită aplicarea combinată a celor două principii de dobândire a cetățeniei ius solis și ius sanguinis. Globalizarea și tendința de accelerare a integrării politicii și economice a țărilor din Occident au schimbat viziunea statelor din Uniunea Europeană privind pluralitatea de cetățenii. Astfel, Uniunea Europeană, actor cu funcții supranaționale, a distrus monopolul statului național asupra vieții private a cetățenilor săi. În asemenea condiții, cetățenia a început să se transforme într-un instrument universal flexibil, orientat mai mult spre interesele individului și nu a statului. Avantajele și valoarea elaborării propuse țin de faptul că, sub aspect teoretico-științific, s-a reușit, considerăm, a înfăptui o conceptualizare, sistematizare și actualizare a noțiunii și conceptului de cetățean. Preocuparea principală reprezintă o contribuție în domeniu de a identifica și valorifica garanțiile statuate la nivel constituțional ale dreptului la cetățenie. Ori nimic nu reprezintă o relevare mai puternică între membrii colectivității umane decât garanțiile pe care le oferă o Constituție în vederea realizării și protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale indivizilor ce formează aceste colectivități. Problema garanțiilor dreptului la cetățenie de a fi cetățean al unui stat presupune instituirea unor mecanisme funcționale care ar asigura acest drept. Iar un instrument mai eficient în acest sens decât Constituția ar fi cu greu de individualizat la această etapă a consacrării democrației liberale. Garantarea acestui drept la cetățenie într-o societate în care acesta este un principiu esențial nu trimite doar la garantarea la nivel constituțional prin mijloace constituționale acestuia, ci și la o garantare la toate nivelele de organizare a societății. Cetățenia a apărut odată cu primele așezări omenești, iar evoluția acesteia a fost influențată de factori precum dezvoltarea socială, economică a societății, recunoașterea valorilor democratice, dar mai mult a fost și este influențată de drepturile și libertățile pe care le acordă și le garantează un stat cetățeanului său. Concluzii generale pe baza studierii și cercetării științifice a tezei le voi enumera câteva. Deci, garanția constituțională a dreptului la cetățenie reprezintă un ansamblu integrat de condiții economice, sociale, politice, ideologice, consacrate în legea fundamentală. Evidențierea a două abordări ale cetățeniei în literatura juridică din țară, condiții juridică, calitatea unui individ care confirmă apartenența juridică și politică la un stat, pentru a caracteriza normele de drept
și instituție juridică constituțională dintr-un ansamblu de norme juridice care atribuie plenitudine de drepturi și obligații reciproce. Deci o să trec pentru a nu reține ca timp. Deci recomandările la care s-a ajuns urmarea cercetării științifice. Și înaintez următoarele propuneri de modificare a legislației în materie a drepturilor cetățeniei, ori în cadrul cercetării, după cum am spus, consider eu că legiuitorul nostru trebuie să se mobilizeze și să introducă careva modificări. Deci, consider că este nevoie de introdus un alineat la articolul 17 din Constituție cu următoarea formulare. Cetățenia Republicii Moldova dobândită prin naștere nu poate fi retrasă. Introducerea unui articol suplimentar în legea cetățeniei privind cetățenia de onoare, care ar putea fi acordată unor cetățeni străini pentru servicii deosebite aduse țării noastre. Introducerea unui articol nou în Constituție care să conferă dreptul cetățeanului la inițiativă legislativă. Modificarea alineatul 1 din articolul 13 legea cetățeniei. Copilul cetățean străin sau patrit dobândește automat cetățenia Republicii Moldova prin adopție, dacă părinții adoptivi, părintele adoptiv sunt cetățeni Republicii Moldova. Modificarea alineatului 2, articolul 11 din legea cetățeniei cu titlul dobândirea cetățeniei prin naștere, pentru care se propune următoarea formulare. Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetățean al ei atâta timp cât nu este dovedit contrariul, dacă niciunul dintre părinți nu este cunoscut. Ori textul inițial al normei menționate supra, prin care legiuitorul decide a acorda cetățeniei prin naștere pe un termen stabilit până la atingerea vârstei de 18 ani, considerăm că contravine principiilor internaționale în materie cetățeniei și a drepturilor fundamentale ale omului. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de cetățenia sa. Abrogarea alineatului 3, articolul 13 din legea cetățeniei cu titlul dobândirea cetățeniei prin adopție, pentru care în conformitate cu care copilul cetățean străin care este adoptat de un cetățean al Republicii Moldova, este supus condiție de a renunța la cetățenia statului străin. Și această normă o considerăm una neconstituțională, odată ce Republica Moldova permite pluralitatea de cetățenie, iar copilul, în cazul dat, dacă este minor, nu poate decide renunțarea la cetățenie. Și abrogarea alineatului 3, articolul 36 din legea cetățeniei, cu titlul de documente necesare dobândirii cetățeniei, care prevede că alte autorități publice care dețin informații despre faptul că solicitantul nu întâlnește careva condiții pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova vor comunica Comisiei pentru Probleme Cetățeniei pe lângă Președintele Republicii Moldova. Implicarea, considerăm, altor organe publice în probleme cetățeniei poartă un caracter nejustificat, întrucât legiuitorul a delegat toate aceste atribuții Agenției Servicii Publice. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim. Acum trecem la următoarea etapă. Stimați colegi, poftim cine are întrebări față de Victoria. Dacă îmi permiteți, da. Victoria, la microfon, dacă se aude aici, da? Da, se aude. Dacă se aude, voi spune eu întrebarea acolo. Legat de recomandările dumneavoastră, și una de recomandări legat de onoare, președinte de onoare a unor partide politice, avem cetățean de onoare a unor orașe și cetățean de onoare Republicii Moldova. Cum m-ar interesa acum ce drepturi și obligații va avea sau această persoană care avea statutul de cetățean de onoare? Dacă nu s-au auzit, pentru cei care sunteți online, domnul profesor Cârnaț a format o întrebare legat de statutul juridic a cetățeanului de onoare a Republicii Moldova. Deci, odată ce cetățenia este acordată prin decretul Președintelui Republicii Moldova, deci acordând o astfel de cetățenie, dăm posibilitatea ca acest cetățean de onoare să aibă aceleași drepturi și obligații. Poate cu unele limitări, dar posibil că, consider eu, în dependență de calitatea a cărui stat cetățean mai este acel cetățean care obține cetățenia de onoare din partea statului Republicii Moldova. Tot acea completare, dacă noastră considerați că e bine să fie admise anumite limite, atunci va avea o contradicție cu principiul non-discriminării cetățenilor, indiferent de temiul de dobândire a cetățenii. O nouă precizare pentru cei care sunteți online, în continuare la întrebarea formulată, dumnealui întreabă dacă nu, dacă vor fi anumite limitări efectuate în legislație, dacă nu, va veni în contradicție cu principiul non-discriminării.
În un contraargument, să spunem așa, este Convenția Europeană care într-o normă din Convenție este prevăzut și faptul că fiecare stat își rezervă dreptul de a introduce sau de a careva modificări în sensul, deci decide el singur la limitarea sau nelimitarea în anumite condiții când acordă cetățenia Republicii Moldova. Deci eu nu cred că în sensul ăsta s-a avut în vedere discriminarea oarecum în cazul acordării unei cetățenii de onoare față de alte state care le acordă. Da, poftim, alte întrebări? Domnul Fermin, dacă vă permiteți, dar vă sugerez, în cazul în care sunt formulate întrebări din sală, să nu le dublați, că pierdem din timp. Oricum, calitatea rămâne aceeași, ori la persoana care acordă întrebarea sau dumneavoastră nu dublați. Doamna, da, la minuta 34, aproximativ, dumneavoastră ați formulat următoarea constatare. Cetățenia a apărut odată cu primele așezări omenești. Puteți să argumentați această constatare? Deci, nu cetățenia modernă despre care vorbim astăzi, dar faptul că triburile, să spunem, ulterior comunitățile, Roma antică, cetățile, au început apariția, sau mai bine zis, s-a început a individualiza această cetățenie și dreptul de a fi cetățean, în sensul ăsta, de comunități umane. Deci nu cetățenia modernă. În lucrare nu am întâlnit această constatare, v-aș recomanda ca în viitor, când folosiți, să gândiți mai profund asupra argumentului științific în sprijinul acestei constatări și să reveniți la definiția noțiunii cetățenie. Mulțumim. Am înțeles. Da, poftim alte întrebări? Da, cu plăcere. M-a auzit bine? Foarte. Eu am ascultat cu atenție și vreau să vă adresez două întrebări. Una de concretizare. De exemplu, punctul de plecare a instituției tehnicite cu declarația de suverenitate sau cea de independență a Republicii Moldova? Deci, în teza propriu zisă, s-au abordat ambele puncte de plecare, și declarația de independență și declarația de suveranitate. Am atras atenția mai mult la acest aspect în rezumat, pentru că îmi trebuie mai mult timp ca să fac un rezumat mai captivant, să spunem așa. Nu? Bine, vă mulțumesc. A doua întrebare. Opinia dumneavoastră referitor la avantajele și dezavantajele multiple cetățenii. Că iarăși intervin standardele internaționale prin convențiile la care Republica Moldova este parte. În diferite cazuri când, de exemplu, cetățeanul Republicii Moldova devine și cetățeanul altui stat sau un cetățean străin devine cetățean al Republicii Moldova și este limitat în careva drepturi și obligații. Sau este obligat să aleagă. Deci, prin prisma acestor două concepte împreună luate. Deci, am înțeles. Costi... Da. Da, haideți să revenim la întrebarea care a pus-o domnul profesor Fochină, deoarece eu, ca profesor de drept internațional, eu n-am zis să întâlnim cu aspectul ăsta de cetățenie, Da. Concret. Avantaje și dezavantajele cetățeniilor multiple, atât pentru persoane, cât și pentru state. Păi după cum am spus, avantaje, independență de cetățenia, dacă vorbim de un cetățean străin care trăiește pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, independență de cetățenia a cărui stat o deține, decide a primi cetățenia Republicii Moldova. Ce avantaje îi aduc această cetățenie Republicii Moldova și dezavantaje în a fi și cetățean în altul stat. Deci, dar dezavantajele și avantajele cred eu că vin separat pentru fiecare individ aparte atunci când se examinează acest dosar de cetățenie.
părerea mea subiectivă. Raportul juridic dintre persoane cu atât cu Republica Moldova, de exemplu, și cu România. Deci, aici este bine întrebarea. Avantaje, dezavantaje, grupe cetățenii. Lasă să obțină cetățenii într-o parte. Deja el începe să iau, foarte rea. Da? Iar că aici faci diferențiere. Care sunt avantaje pentru persoana fizică, care sunt dezavantaje pentru persoana fizică? Deci, unde pot surveni anumite raporte juridice care pot crea probleme pentru cetățean, pentru persoană. Pardon, pentru stat. Păi avantajele, de exemplu, persoana mea să am, după cum și am dublă cetățenie a Republicii Moldova și a cetățeniei române, deci eu consider că pot să-mi exercit dreptul la vot, de exemplu. Pot să obțin careva avantaje materiale, creditând o bancă. Unde am trebuit în ce domeniu? Agenția Servicii Publice, Direcția Juridică. Proces civil, da. Ok. Uitați, să mergem mai departe, ca să zic poate un pic mai clar. Da. În Republica Moldova, serviciul militar este obligatoriu? Este obligatoriu. În România, serviciul militar este obligatoriu? Este obligatoriu. Dacă dumneavoastră ați purtat părul scurt, da? Și erați de altgen. Avea să fiți supus serviciului militar. Așa-i? Da. Și în același timp avea să fiți, dacă mai era cetățean român și cu cetățenia stabilită, așa cum fac moldovenii, și cu cetățenia stabilită la ea, avea să fiți supus și serviciului militar obligatoriu și în România. Asta e avantajul pentru dumneavoastră? Nu este. Un dezavantaj, desigur. Dar țara ce are din asta? Țara care? Republica Moldova sau România? Păi nu știu, dumneavoastră sunteți cetățean și într-o țară și în altă. Păi da, dar în cazul cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova, eu ori dobândesc devenind cetățean al Republicii. Ce contează? Statutul juridic este celălalt. Dar cât pentru dumneavoastră, care a trebuit dobândit cetățenia României, cât și pentru cel care a obținut-o prin naștere. Dumneavoastră, am văzut că acolo a făcut o propunere de lege diferentă, de astăzi, în articolul 77 din Constituție, că cetățenia Republicii Moldova obținută prin naștere nu poate fi retrasă. Ea și așa nu poate fi retrasă. Deci, în acest moment, trebuie studiat un pic mai delicat, iar cunoștințele dumneavoastră și domeniul respectiv trebuie un pic aprofundat. Deoarece atunci când vorbim de avantaje și dezavantaje, ele pot fi tratate într-o polonită, încă și altă polonită în viață, ca să fie foarte clar. Avantaje și dezavantaje de la... Am înțeles. Deci, am un pic cu toată lumea, vedeți că trebuie noi, sunt și cetățenii ai Republicii Moldova, care au atât cetățenia României, Rusiei, și așa mai departe. Deci, statul curat nici nu cunoaște cu tipul cetățenia. Mulțumesc. Mulțumesc dumneavoastră. Eu știu, sunt în sală mai mulți prezenți, eu știu dacă dumneavoastră aveți cineva întrebări. Domnul profesor Balan, ați stresat? Serviciul militar. Deci eu vreau să ajut să apelați la legea cetățeniei, articolul 26, și știți că o reglementează cum este să-ți făcut această datorie fundamentală. Noi sunteți doamna Dare, cel mai tehnic expert în probleme cetățenii. Mulțumesc pentru apreciere. Care suntem aici. Știți care e problema? Legea face trimitere la domiciliu efectiv. Dar de obicei moldovenii își fac buletine prin tot felul de apartamente prin România și prin România cu domiciliat moldovenii. Dacă nu sunt alte întrebări, încă două întrebări am și eu. De fapt, două precizări.
Dacă puteți încă o dată, o sunat, am găsit și lucrare și ați vorbit și dumneavoastră în raportul noastră, dacă puteți scoateți încă o dată în evidență cele mai importante momente ce țin de noutatea, originalitatea și noutatea științifică a lucrării, pe de o parte, și dacă puteți arătați legătura dintre cetățenia statelor membri și cetățenia Uniunii Europene. Ați pomenit lucrarea, dacă puteți scoateți mai mult, mai detaliat, legătura dintre. Dintre cetățenia... statelor membre, cetățean român, cetățean al Uniunii Europene. România este parte a Uniunii Europene. Da. Ca membru al Uniunii Europene, din... Atunci, dar ce înțelegem noi prin cetățenia Uniunii Europene? Cetățeanul Uniunii Europene este și cetățean al statului membru a Convenției cu privire la cetățenia europeană și totodată cetățeanul României, fiind România parte a Uniunii Europene, este și cetățean al Uniunii Europene. Și referitor la noutatea, elementele de noutate științifică. Deci m-am concentrat pe faptul comparativ cum are loc dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin metodele examinate în legislația națională și în drept comparativ. Și am făcut o conceptualizare, o armonizare a acestor elemente comparative. Cât e de bine în Uniunea Europeană și care sunt facilitățile cetățenilor Uniunii Europene și chestiunea privind mobilizarea legiuitorului nostru de a se conforma unor standarde a legii internaționale pentru a nu crea conflicte de lege. Domnul președinte, dacă permiți o precizare. Da, da. Eu am găsit întâmplare și am o expresie și am crezut că este o eroare. Dar și în discursul doctorandei a fost reiterată această expresie. Iată la pagina 9 de lucrare, doamna Dare, mi-a scris următoare. Mobilizarea legiuitorului nostru de a îndrepta legislația națională a exigenței convențiilor europene în domeniul cetățeniei. Da. Puteți să-mi spuneți ceva mai mult despre convențiile europene în domeniul cetățeniei? Păi chiar și în slide-urile din PowerPoint am vorbit despre convenția privind statutul apatrizilor, pentru evitarea apatridiei, Convenția Europeană privind la drepturile omului, Convenția Europeană privind la cetățenie. Nu, mi se pare că să nu utilizați corect noțiunea de convenție la plural. Și dacă încercați să alipiți aici cu apatridia, în genere, eroarea devine și mai gravă. Noi avem o singură convenție europeană, nu? La singular, dacă încercați să atribuiți la plural și convențiile asupra apatridiei, nu este corect. Pe convențiile respective în domeniu cercetării care am făcut-o eu, pentru că noi am vorbit despre faptul că persoana trebuie să nu rămână fără calitatea de cetățean, apatrizii, evitarea apatridiei, minimizarea faptului dipolarității al cetățeniei. Deci eu per complex am vorbit despre toate convențiile respective, dar într-adevăr susțin poziția că este Convenția Europeană privind la cetățenie, care reglementează o mare parte a acestor reglementări ce ține de cetățenie. Deci, prin standardul... Fiecare act normativ internațional are valoarea lui și putem să le atribuim toate împreună și le atribuim noțiunea de convenție. Păi eu am vorbit de convenții, tratate, conferințe, în teză. Ce caracter obligatoriu sunt convenții? Eu aș avea o întrebare. Da. Au un caracter de recomandare. Domnul președinte, mă auziți? Da, să aud bine. Deci eu aș avea o întrebare referitoare la cetățenii, la persoane fără cetățenii. Da. Ce face Republicii Moldova? Cum aceste persoane au rămas fără cetățenie în Republica Moldova? Cauzele faptului că noi în Republica Moldova avem destul de mult. Cauzele de ce îi avem așa de mulți? Asta e întrebarea. Da.
Păi, atât cetățenii străini cât și apatrizii, de comun acord, ei obțin o ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, dar trebuie și să cumuleze niște condiții ca să devină cetățeni ai Republicii Moldova. Deci avem migrație și azil, le acord, între timp ei soluționează problema prin depunerea actelor și a deveni cetățenii ai Republicii Moldova, dar este o procedură care durează. Și dacă și ei până... Ei n-au făcut cetățenii Republicii Moldova fără cetățenie, deci sau puțin din ei, din cei care au venit în Republica Moldova, neavând cetățenie. Pentru că din stat sau prin natura lor, cei persoanele care n-au cetățenie, au o mare Mă scuzați încă o dată? De unde s-au luat ei concret în Republica Moldova? Deoarece din stat, ca patrizi, persoanele fără cetățenie, nu prea sunt limitate în dreptul lor de a circula. Deci ei mai puțin sunt în majoritatea, au rămas fără cetățenie aici, la noi, în deloc. De ce? Păi, de exemplu, cazul persoanelor din fosta Uniunea Sovietică, care au ajuns la noi pe teritoriu și Uniunea Sovietică s-a destrămat și au rămas fără cetățenia respectivă. Inclusiv cei care s-au născut aici, nu s-au adresat la cetățenia. Da, despre asta am vorbit, de exemplu, despre Transnistria și municipiul Bender, că acolo sunt cetățeni care s-au născut în Republica Moldova, dar ei nici până la momentul actual nu și-au revendicat dreptul de a deveni cetățenii ai Republicii Moldova. Sau acum există și mai multe probleme că nu pot să demonstreze prin acte că ei s-au născut aici, care creează iarăși probleme atunci când urmează procedura de dobândire prin recunoaștere. De acord. Da. Deci creează și litigii pentru a-și revendica acest drept, merg în instanța de judecată, constată faptul că i-au domiciliat într-o perioadă necesară și prin hotărâre respectivă se atașează la dosarul respectiv pentru a da posibilitatea să-și revendice acest drept, fiind născut pe teritoriul Republicii Moldova. Noi vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări din sală sau eu știu cine mai dorește. Dacă nu, trecem la următoarea etapă. Eu n-am să dau citire, sunt mai multe în regulament, sunt stabilite mai multe reguli. Dacă măcar unul din membrii comisiei lipsește, dar noi suntem prezenți toți, înseamnă că punctul ăsta decade complet. După care fiecare membru a comisiei desemnată își prezintă poziția conform voilor cerințe, că trebuie la final să se expună referitor la teză, excelent, foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. În dependență de aceasta, noi la final o să luăm decizia finală. Și începe cine primul? Putem? Fiecare membru comisiei trebuie să se expună asupra lucrării. Nu, dar știu că și este un procedură de trebuie noi expună. A, să da? Eu, după ce vorbesc membrii, conducătorul știe ție, da, dumneavoastră nu vorbiți asupra, vorbiți la sfârșit despre calitățile cercetătorului. Da, la sfârșit, da? Da, au rămas fix ca în vechea procedură, după. Da. Dar referenții când vorbesc, domnul Șlin? Acum. Putem să faci vorbească referenții? Da, da, dumneavoastră primii. Da, chiar așa? Da. Dumneavoastră a fost rău de tot. Stați o să-mi întreb, deja am să fac eu așa, ca să mă aud. Acum, da. Da, putem, dacă dumneavoastră doriți primul, putem. Da, bună ziua, stimați colegi, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, stimată doctorandă, încep pe ceea pe tema participantății dreptul la cetățenie a reglementării naționale și sistem comparat, nu este o noutate pentru domeniul de cercetare din Republica Moldova. Deci, am avut și ideea asemănătoare în dreptul
la dreptul internațional, probabil a avut teme asemănătoare și în Consiliul de Drept Constituțional. Dar totuși, în urma expunerii dumneavoastră a conținutului și în urma studierii materialelor tezei, deci a constatat o sistematizare a materialelor care sunt pe domeniul cercetării, eu zic că sursele bibliografice care au fost studiate de dumneavoastră și am văzut în conținutul lucrării referită la majoritatea, să zicem, savanților din Republica Moldova, eu mă bucur că profesorul Academiei Ion Buceac, academicianul Ion Buceac, este capul listei în lista dumneavoastră bibliografică, de asemenea vă fi atenționat de domnul Andrei, Bernastru, Nicoma, ceva așa am menționat din cei autonomi, dar pentru mine sunt mai puțin, cum a spus Dumnezeu Domeniu. Am făcut în interesa literatura străină, care ar fi fost solicitarea mea sau doleanța mea care am fi. Deci doleanța mea a fost ca concluziile și recomandările să se pot poate mult mai pacificate, mult mai clare și poate chiar de arătate eventual și strângerea două locuri din legislația națională care ar fi trebuit să fie complexată. Deci am văzut o singură încercare la articolul 77 a Constituției pe care solicitați ca, sau propuneți solicitați, propuneți ca să fie modificată Constituția și să fie produs un articol special. Totodată, Mulțumesc! Da, poftim cine este următorul. Domnul academician Buceac. Noi nu știm cine este următorul. Nu, voi spuneți acolo. Așa că dumneavoastră stabiliți ca președintea ședinței. Bine, atunci trebuie să sunteți următorul, dacă... dacă te-ați dat, nu iar să-mi termiciți. Bine, am constatat și eu, ca și colegul nostru antivorbitor, domnul profesor Bălan, că nu, problema cetățenii nu este una care lipsește din dezbatere științifică, ci fie elaborată în tot, dar sunt diferite multe. În ultima instanță, oricum, ele se încasează în... interesul științific față de cetățenii. Dar, totuși, eu cel puțin consider că ori de câte ori avem anumite transformări în cadrul relațiilor sociale naționale, dar și internaționale, într-o anumită instanță este afectată și instituția cetățenii, motiv din care sunt justificate noile și noile cercetări în raport cu această instituție. Mai mult că ocupa organizată, internaționalizarea, regionalizarea relațiilor interstate sociale cu repercusiune la corpul statutului de verificare de Consiliul Instituției Juridice a Cetățeniei, atât în plan național cât și internațional, sau dacă vorbim de statele membre. Chiar mi-i pe ăștia mie, că i-am spus ție, nu știu ce-i cu internetul ăsta azi.
A dispărut complet. Zam, și-aș cu Diana să vină să vadă de ce așa rău s-au zis. Nu a fost așa ceva în sala asta. E foarte bună conexiune aici, Diana. Teza nu mai trebuie, înseamnă că închid. Închid-am și pe tău, lasă și eu, nu înțeleg și Dumnezeu. Uite-te-am închid aici. Dacă închid aici și mi-ai dau o dată, așa, să mai încerc o dată conectarea. Asta s-a luat jos. Așa. Nu înțeleg. Sobru. Nu știu ce necesitatea cercetării acestui subiect invocă în compartimentul actualitatea și importanța problemei abordate. Nu știu, nici un argument. Am încercat să identific aceste argumente și am constatat că e de fapt cezura următoare. În viziunea actuală, actualitatea este determinată de următoare circunstanță. În primul rând, de faptul că actul normativ privire la dreptul la cetățenie reglementat pe arena internațională în mod inevitabil nu prea înfrântuți unul cu altul și în acest sens, autoarea conchide că el de demersați în trebuie sunt necesare de respect și la nivel internațional și nu ca planul european, dar în faptul că dreptul la cetățenie nu poate ajunge în mod specializat doar în competența statului. Un argument interesant, doar ce undeva pe parcursul cercetării e ușor se deviază de la conținutul acesta. Un alt argument invocat de autoare pornește la faptul că acordarea dreptului la cetățenie este un atribut al statului, pe această linie se creează raportul între state care putea naște la conflicte de competențe. De aceea apare necesitatea ca sistemul de drept să fie armonizat la nivel internațional pentru a evita conflicte de lege. Dar mi se pare că aceste argumente mai mult sunt de necesitatea operării unor modificări în legislația națională și internațională și mai puțin demonstrează necesitatea unor cercetări științifice. În concluzie sau atunci când în viziunea autoarei argumentarea a fost definitivată, ea constată toate aceste aprecieri se constituie un autentic raționament în favoarea actualizării prezentului care însoțește mobilizarea legiuitorului nostru pe a îndrepta legislația națională la exigențele convențiilor europene. Și iată aici, iarăși, ceva nu este în regulă cu mine, de exemplu, de la cază, în ziua convențiile europene cu mine de cetățenie. Dacă vorbim de acte sau standarde europene cu valență diferită, nu trebuie să luăm fiecare în parte, dar este incorect. În opinia noastră, a fost posibil, chiar și necesar, prezentarea și altor argumente, în sprijinul necesității cercetării științifice a dreptului la cetățenie, inclusiv absența unei definiții generale acceptate a dreptului la cetățenie, necesitatea identificării conținutului acestui drept, gradul de consacrare sau absența acestui drept în izvoarele dreptului instituțional din Republica Moldova, necesitatea stabilirii locului dreptului la cetățenie în raport cu alte drepturi fundamentale și alte. Care, de fapt, puțin mai jos, la pagina 11, sunt într-o anumită măsură reflectate în conținutul obiectivelor invocate de autoare pentru realizarea cercetării. Mai mult decât atât, mi se pare că poziția care ocupă doamna Dare Victoria, așa am înțeles din CV-ul care este anexat și biroul de litigi, înregistrare, evidență, populație și transportul, fiind și posibilitatea prezentării unor date statistice, pe situația de altă dreptul capitol, în raport cu realizarea dreptul la cetățenie. Și aceste date statistice ar fi fost posibil să fie exploatate în perspectiva argumentării necesității cercetări științifice acestui subiect. Cu atât mai mult, chiar am văzut și în procesul prezentării lucrării, prezentarea unor astfel de date statistice. Mie mi se pare că locul lor ar fi fost perfect pentru compartimentul argumente și ar fi fost un, să zicem, un criteriu sau un argument
suplimentar în susținerea necesității acestei cercetări. Și, de fapt, e suficient argumentul dovedătoare a utilității și o unității lucrări doctorat, având de target de cercetare științifică dreptul cetățenii, în opinia noastră, sta soldat cu deghierea scopului de la titlul lucrării. Astfel, scopul lucrării, așa cum stabilește autoarea la pagina 11 de teză, se rezumă la tratare conceptuală a esenței neopisului de cetățenie prin necesitatea energiei ariei investigațiilor, având în vedere inteligenții modernii de a trata acest concept pe unul dinamic, care sintetizează problemele relației dintre stat și cetățean. Cum rămâne atunci cu dreptul la cetățenie invocat în timpul tezei? Totuși, ulterior, constatarea doarea revine la problematică. Îmi pare că trebuie să ies din sală. Să stabilizezi printre obiectivele pe baza susținerii publice a tezei doctorat și a rapoartelor reședinților oficial, cu misericul scopnirii asupra calificativ, pe care urmează a fi atribuite tezei doctorat. Excelent, foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. Și unde e tablița? Asta e o complicație pe urmă, când mă duc eu la dar dacă ei sunt online, nu acum cum să, doar să procese verbal. Păi trebuie să spună măcar. Cum ar fi? Dreptul la cetățenie este un drept fundamental al persoanei care pune în valoare celălalt dreptul cetățenești, pagina 49 de teze. Dreptul la cetățenie este un drept fundamental subiect. Esențial pentru viață, libertate și demnitate, pagina 99. Dreptul la cetățenie este un drept fundamental garantat de Constituția Republicii Moldova, pe pagina 97 din teză, dreptul la cetățenie exprimă un ansamblu. Dar voi ați avut susținere pentru noua procedură? Și vă expuneți cu notă? Îi puneți excelent, foarte bine, bine, fiecare. Dar și în timpul ședinței vă plăză. În timpul ședinței, că la urmă trebuie să votăm. Nu, de votăm, da. Dar aprecierea nu-ți pare nu-ți pare că e blanchetă să faci. La mult mă se votează, nu să și trebuie să votăm. Și fapt de votat, da. Excelent, bine, foarte bine. Să visat, puteți să votăm, ne să ați făcut. Nu, ca așa vă văd. A doua, după excelent. Da, foarte bine. Suntem convinși că... Dar și prima excelent, dar doua e foarte bine. Și ar fi bine. Fiind bun, avem pentru că participanți la procesul de instruire. Cât s-a făcut? Excelent, foarte bine și acum bine. Excelent, foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. Cinci. Calitatea tehnologică a cercetării pe unui plan întotdeauna. Cine v-a spus cum e de referență? Procesul documentar și realizarea cercetării a fost aplicat în nivel general, în nivel propriu, cât și cel specific și științele juridice, cum ar fi istorică, juridică, sociologică, metoda copratejnică, metoda analiză, metoda logică, metoda argumentelor contradictorii. Constatăm că metodologia menționată supra este revendicată din natura interdisciplinară a temei, totuși suntem încrezuți caracterul complex al subiectului cercetării solicit și aplicarea altor criterii metodologice în privința cercetării dreptului la cetățenie. În recenzii sunt nominalizate, nu sunt dau citire. Acum aș recomanda o pare să apeleze la lucrare semnată cu profesorul Ion Craiovan, care este unul din cei mai versați autori în domeniul metodologiei juridice. Concepere și calitatea textului. Teza este structurată în patru capitole, precizate de introducere și completată cu compoziția și recomandări. Am făcut o scurtă analiză acestor compartimente, nu voi uita citirile să conțin în recenzie. Asigurare bibliografică. Cum sunt? Și cu tezii la proaci prezentat pentru susținere publică care Victoria rezultă din analiza unui număr de izvoare în prezent de 188 surse, în bună parte din referințele bibliografice, este constituit din acte normative naționale, internaționale, acte normative aparținând de anul precum și jurisprudență.
Proiectele autorului sunt în lucrări mai recente în materia dreptului constituțional, este indicat aici un caz, sugerăm ca fi de folos utilizarea în cercetări de viitor. Calitatea concluziilor generale și a recomandării. Cercetările efectuate au permis autoare să influențeze caracterul complexului dreptul acestui ținit, formarea unor concluzii și recomandări având în scop reflecționare de situații cu problema acest domeniu. Apreciem efortul autoare în formularea unor concepte doctrinale noi, cum ar fi, de exemplu, prescăturile definitorii ale dreptului la cetățenie, precum și disponibilitatea de a identifica și promova soluții pentru garantarea acestei primi. În același timp, suntem de acord cu aprecierea dată de către autoare faptul că dreptul la cetățenie constituie o chestiune de drept intern, dar nu în exclusivitate, deoarece, așa cum se menționează la pagina 16 din lucrare, fiecare stat este în drept să determine cine este în cetățenie. Însă, deodată la ceva acolo, în libertate, statul de a legifera dreptul la cetățenie, se stilează condiționarea, aceasta legislație să fie în concordanță cu principiile generale recomandate de convențiile europeană. Avem aici declarația universală a dreptului omului, mențiuni privind la cetățenie, inclusiv dreptul la cetățenie, putem deduce și din cele două parte internaționale, privind la dreptul civil și politic, privind la dreptul social, comun și cultural. Corespunderea a conținutul tezei temelor abordate, publicațiilor candidatului și al privită cum scrie profilul științific drept constituțional, atunci cât în conținutul acesta au fost identificate aspecte care vizează rezultatele cercetării privind asigurarea dreptului la cetățenie, reglementările internaționale și naționale, privind asigurarea acestui drept. Domnul Cârnaț, relațiilor și cercetării în acest drept. La capitolul de fixul și abordări și identificări în soluții să ajungă dreptul la cetățenii și în același timp datorie noastră este să ne interesăm și într-o polemică pe noi poziții să fie să fie astfel. Să nu vă vedeți scurt de vocatul de platicul acestui. În ziunea noastră, capitolul 3, particularitățile cetățenii în reglementările naționale au urmat să fie compartimentul chei cu care urma să se culmineze aceasta. Deși în compartimentul 1 de viteză este consacrat interesul doctrinar din Republica Moldova privind dreptul la cetățenii, conținutul acestuia sunt descrise prioritate preocupările autorilor de noțiunea cetățenii în general și mai puțin dreptul la cetățenie. Sugerăm autoare ca în cercetările viitoare să acorde mai mult atenție surselor citate, mai ales în perspectiva respectării deontologiei cercetătorului. Astfel, la pagina 47 din teză, autoarea comentează că prevedența comisiei având de surse de inspirație pe care un memorand de inspirația a fost publicat în anul 2015, fără să se înconi faptul că în prezent cum mai dispun de nouă Constituție adoptată în 2019. Apreciem efortul autoare în abordarea dreptului la cetățenii din perspectiva mai multor școli naționale de drept constituțional. În același timp, recomandăm în viitor mai multe precize în traducerea textelor din alte limbi. În acest sens, a se metea pagina 46 de vieți, unde este descris opinia publică precum că dreptul la cetățenie este un drept constituțional care reglementează relațiile dintre persoane și stat, în care dreptul la cetățenie este Sugerăm autoare ca în cercetările viitoare să fie mai combative cu opiniile aparținute unor autori, inclusiv prin aplicarea metodei comparatismului. Doar așa poate fi asigurat adevărul științific, inclusiv cu constatările erronate. A se vedea în acest sens pagina 22 de lucrare, unde este abordat cu opinia unui autor care la rândul său este preluată din alte lucrări. Nu susținem poziția autoare precum că
reglementările internaționale nu stabilesc standarde ci pot obliga statele să adopte anumite legi în această materie sau să limite. Trebuie să se conformeze. Convenția, în articolul 3, acordul fiecare stat, trebuie să termine prin legislația proprie, care sunt cetățenii săi. Vedem, totuși, statele sunt condiționate în perspectiva consacrării condițiilor care însumează dreptul la cetățenie. Concluzia privind corespunderea tezei pentru științe solicitate. Accedând că natura și conținutul obiectelor și sugestiilor menționate nu diminuează valoarea teoretică aplicativă a tezei. În acest context, considerăm teza de doctor în drept particularitățile dreptul la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului cumpărat, corespunde exigențelor stabilite cu norme în vigoare pentru tezele de doctorat eratoare lucrări, dar lectoare merită acordare titlului doctor în drept la specialitatea 5.201, drept constituțional. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim frumos. Eu îl invit la microfon în locul meu pe domnul profesor Cârnaț, că se audă bine fără ca să mai comenteze cineva. Bună ziua, stimați colegi! Suntem la sfârșit de săptămână și toți suntem concentrați asupra unei lucrări științifice, de ce a permis să trec direct la subiect. Raportul referentului oficial, membru al Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor în Drept, particularitățile dreptului la cetățenie, în reglementările naționale și ale dreptului comparat. Prin prezentul raport am evidențiat mai multe elemente obligatorii care trebuie să fie incluse și primul element obligatoriu este baza teoretică a tezei. Și voi spune în felul următor că conceptul cetățeniei a fost cercetat de mai mulți teoreticieni, din domeniu fiind efectuate și analizate mai multe documentări în acest scop. Cu toate acestea, deși cetățenia reprezintă o instituție care ține de legislația internă a fiecărui stat, aceasta este considerată și o problemă de drept internațional, așa cum a menționat și domnul Balan, pornind de la consecințele pe care le are deținerea unei cetățenii de către o persoană în condiții de mobilitate transnațională. După cum menționează și autorul tezei de doctor, importanța cercetării are drept cauze, accepțiuni teoretice și practice legate de obligațiile constituționale față de dreptul la cetățenie, delimitată în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova. Așadar, constat că subiectul particularităților dreptului la cetățenie în aspecte comparative naționale și internaționale nu a fost studiat îndeaproape de specialiștii autohtoni. Ipoteza de cercetare formulată de doctorandă reprezintă prezumția potrivit căreia diferitele modalități de dobândire a cetățeniei stabilesc nu numai apartenența unei persoane la un stat, dar și faptul că această persoană se bucură de toate drepturile consfințite de Constituție. Constat că autorul tezei a atins scopul și obiectivele propuse prin elaborarea unei cercetări complexe asupra subiectului în discuție, prin urmare fiind efectuată o cercetare științifică de amploare și detaliată a garanțiilor normative a dreptului la cetățenie prin intermediul cadrului legal național și internațional, dar și cu ajutorul analizei lucrărilor doctrinare din domeniu, în vederea identificării lacunilor, cât și a elementelor constituționale de reglementare și protecție juridică a dreptului la cetățenie. A doilea element obligatoriu al raportului legat de inovația și originalitatea științifică. Trebuie să menționez că noutatea științifică reiese din unicitatea studiului în cauză. Ori normele constituționale de protecție a dreptului la cetățenie
ca unul din drepturile fundamentale, este una oarecum nouă, astfel încât este absolut necesară cercetarea reperelor conceptuale pentru protejarea drepturilor cetățenilor în acest sens, prin prisma reglementărilor naționale și internaționale. Totuși, autorul a identificat în cadrul tezei că în Republica Moldova s-a mai susținut teze de doctorat legate de cetățenie și la acest capitol noi am fost cu toții marturi când doamna Lidia Zaporojan a susținut teza legată de pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. Această teză a fost susținută în anul 2019 și după cum vedem la ce concluzii și recomandări s-a ajuns în cadrul tezei respective, doamna doctorandă a ținut cont și în felul acesta, în prezenta teză de doctor, autorul prezintă următoarele elemente de noutate științifică. Am văzut că nu se repetă ceea ce legat de Lidia Zaporojan și noutatea științifică din prezenta teză, și anume, prezentarea situației reale a problematicii dreptul la cetățenie, cercetarea evoluției cetățeniei și a particularităților dreptul la cetățenie în evoluția sa, de la origine și până în prezent, cum s-a dezvoltat și s-a perfecționat cu încadarea perfectă în reglementările internaționale privind cetățenia. La fel, identificarea operațiunilor comune efectuate între instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și cele ale Uniunii Europene în vederea stabilirii principiilor și regulilor în materie de cetățenie. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante, după cum se menționează și de către doctorandă, rezidă în elaborarea recomandărilor specifice și concluziilor pertinente pentru prevenirea încălcării garanțiilor constituționale ale dreptului la cetățenie și determinarea conceptului de cetățenie, a exigențelor ce formează conținutul acestuia. Următorul element al raportului se referă la valoarea practică a cercetării. Valoarea practică sau valoarea aplicativă a lucrării este din prezentarea clară a informațiilor, care pot fi ușor înțelese atât de un cititor simplu, cât și de cercetători în domeniu sau de juriști, ceea ce semnifică faptul că teza de doctor este redată într-un mod sistemic și individual. Rezultatele cercetării, precum și recomandările elaborate, pot fi utilizate de către juriști, politicieni, funcționari publici, profesori, studenți, masteranți, politicieni, etc., etc. După cum punctează și doctoranda, concluzii și recomandările elaborate pot fi utilizate în calitate de ghid pentru elaborarea unor noi proiecte de acte normative care, după cum vedem, au fost propuse în calitate de recomandări la sfârșitul tezei de doctorat. Următorul element, calitatea metodologică a cercetării. La fel cum a și menționat și domnul academician Guceac, s-a făcut referință la mai multe metode care au stat la baza cercetării acestei teze. Prima e legată de metoda istorică, prin intermediul care a fost cercetată conceptul de cetățenie și dreptul la cetățenie în perspectiva și evoluția sa istorică. Metoda sociologică i-a permis doctorandei să identifice scopul organizării și interpretării datelor informative din practica națională și internațională care au făcut posibile de a evalua modalitatea de reglementare a instituției dreptul la cetățenie. Mai avem și metoda logică, fără de care nu poate fi efectuată o analiză pertinentă în domeniul de cercetare. Autorul a utilizat metodele necesare de cercetare științifică în scopul studierii cât mai aprofundate a obiectului investigațiilor, având drept țintă finala atingerea dreptată a obiectivelor formulate în debutul tezei. Următorul element al raportului se referă la conceperea și calitatea textului. La fel cu toții ne-am uitat că teza este formată din introducere, 4 capitole structurate în 16 paragrafe, concluzii generale și recomandări, referințe bibliografice. În cadrul raportului m-am referit la introducere, capitolul 1, capitolul 2,
importanța capitolului 3 și 4, ca în cele de urmă să spun că lucrarea este bine structurată, iar conceperea și calitatea textului se deosebește prin logica structurării conținutului, coerența ideilor prezentate, iar limbajul lucrării este unui sau este adecvat științific. Asigurarea bibliografică, următorul element al raportului. Referindu-mă la gradul de investigare a problemei, putem preciza faptul că, pe ansamblu, conceptul cetățeniei și dreptul la cetățenie este studiat de către cercetători, totuși sunt prea puține lucrări care abordează subiectul dintr-un punct de vedere comparativ. Aceasta îi dă o plus valoare acestei teze, fiindcă, ca un fir roșu, este redat în teza respectivă aspectul comparat. Totodată, trecând în revistă studiile științifice de Republica Moldova care analizează garanțiile dreptului cetățeniei, în sistemul de drept național putem observa că subiectul este abordat la general, însă nefiind studiată detaliat instituția cetățeniei. Acest fapt demonstrează necesitatea prezentării lucrări de a fi propusă ulterior spre publicare în calitate de monografie, dacă vă dorim autorul. Autorul a analizat succint lucrări științifice, publicații, studii și norme legislative naționale și internaționale care cercetează instituția cetățeniei. La nivelul sau la doctrinarea autohtonii s-a făcut referință nu o singură dată la domnul academician Buceac, la domnul profesor Asene, la regretatul profesor Victor Popa. Ceea ce mă bucur foarte mult că a ținut cont de acele lucrări care au fost editate în Republica Moldova la capitolul cetățeniei. Analiza listei bibliografice îmi permite să constat că doamna Victoria Dare s-a documentat suficient de bine în ceea ce privește problematica abordată. Este dimensionat faptul că sursele bibliografice au fost citate conform normelor academice. Următorul element al raportului, calitatea concluziilor generale și recomandărilor. Trebuie să spun că concluziile și recomandările elaborate pot fi utilizate în calitate de ghid pentru elaborarea unor proiecte de legi, modificarea actelor normative în vigoare, dar și pentru prezentarea în cadrul proceselor educative în instituția de învățământ superior cu profil de drept. Trebuie să menționez foarte mult, mi-a plăcut acea recomandare legată de completarea Constituției la capitolul cu cei care obțin cetățenia prin naștere nu pot fi lipsiți de cetățenie. Este o concretizare care de mult trebuia să fie inclusă în Constituția Republicii Moldova. Următorul element legat de corespunderea conținutului tezei, temei aprobate, publicațiilor, candidatului și rezumatului tezei. Rezumatul tezei de doctorat conține consolidarea și motivarea temei alese prin expunerea actualității și importanței problemei abordate, identificarea scopului și obiectivelor tezei, prezentarea noutății științifice a rezultatelor obținute. Totodată, rezumatul tezei de doctorat cuprinde informații referitoare la importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. În ceea ce privește titlul și conținutul tezei de doctor, în drept particularității dreptul la cetățenie, reglementările naționale și a dreptului comparat, întrucât în conținutul său au fost identificate aspecte ce țin de dreptul constituțional, constatăm că aceasta se atribuie la specialitatea științifică 552.01 drept constituțional. Totodată constatăm că conținutul tezei corespunde în totalitate cu tema aprobată, aceasta axându-se pe cercetarea particularităților dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat. Principalele elemente ale prezentei teze, după cum ați văzut și dumneavoastră, au fost prezentate în 7 articole științifice publicate pe parcursul anilor de studii. Și ce obiecții și sugestii am formulat la față de această teză. Am o singură obiecție și anume s-a constatat lipsa prezentării unei poziții complexe și de ansamblu a teoreticienilor moldoveni. Iar din acest motiv am constatat că fundamentarea teoretică a fost din start limitată la numărul mic al studiilor în domeniul instituției cetățeniei de către cercetătorii autohtoni. În calitate de concluzie, concluzia primând corespunderea tezei cu titlul științific solicitat. Chiar dacă am format această obiecție,
Însă, în urma analizei prezente teze de doctor, concluzionez că teza întrunește exigențele și rigorile prevăzute de cadrul legal din domeniu, motiv pentru care recomand acordarea titlului de doctor în științe juridice, doamne Dare Victoria. Vă mulțumesc, stimați colegi. Mulțumesc și eu, domnule. O să răspundeți după mine. Așa. Vă mulțumesc și eu. Una din cerințe este ca cel puțin doi din membrii comisiei, și că numărul îl determină școala doctorală. Din cei 5, 3 sunt din alte instituții, adică a respectat și această prevedere. La fel am pregătit și noi poziția noastră în scris, ne-am expus pe tot parcursul efectuării acestei cercetări. Nu o să dăm citirile, are în scris doamna, ele în cea mai mare parte coincide cu ceea ce s-a prezentat până acum și la fel considerăm că doamna Victoria Dari merită titlul de doctor în drept. Eu la fel vreau ca domnul Zaporojan să se apropie tot la calculator și o să se expună. În locul meu, e mai bine de la asta. Da, ca să nu diminuăm sursele electronice, bună ziua tuturor cei care, cu care nu m-am salutat. Deci și în legătură cu faptul că eu am fost conducătorul doamnei Victoria Darii la elaborarea tezei respective, acum aș vrea, așa cum sunt cerințele, de a mă expune referitor la doctoranda Darii Victoria. Nu merge, nimeni nu se mișcă. Dumneavoastră vă mișcați, dar restul nu. Eu nu întreb dacă s-aude. S-aude acum sau nu? Am impresia că toți au imortalizați. Da. Da și da, eu vă aud, dar... A, este. Domnul profesor Costachin, domnul profesor Costachin, ce calitate? Invitați! Ei sunt invitați, da. Am înțeles, fiindcă mie mi-a părat cât de pare. Domnul Bucea, da. Eu nu sunt din diferent de această instituție, știți? Vă cer, s-a scurt cu... Eu cred că... Susținător, exact. Da, conform normelor, au dreptul să participe și sunt invitați și specialiști în domeniu din afară care prezintă avize. Domnul profesor, nu contestă nimic, dar faptul că n-am văzut hotărârea mă duc în eroare. Eu cred că toți sunt membri ai comisiei. Nu. De asta așa? Nu. Spune, ia ce este componența comisiei. Deci, componența comisiei este președinte Avornic Gheorghe, secretarii Zaporojan Vecislav, membrii comisiei sunt Balan Oleg, Guceac Ion și Cârnaț Teodor. Iată așa e componența comisiei. Și așa cum este reglementat în regulamentul școlii doctorale, pentru că hotărârea Guvernului numărul 497 deci stabilește că școala doctorală, instituție unde este elaborată teza, instituția de cercetare, stabilește numărul membrilor comisiei de susținere a tezei de doctorat, și care sunt de acum cerințele ulterioare, deja este în regulamentul școlii doctorale. Și în regulamentul școlii doctorale este reglementat faptul că să fie invitați specialiști din afară, adică în afară de membrii comisiei de susținere a tezei, care pot participa și care își expun opinia sa asupra tezei, și avem la moment avizul domnului profesor
Gheorghe Costache și domnul profesor domnul Andrei Smochilă. Eu mă aud acum sau nu? Pentru că nu știu din ce cauză se oprește la ceilalți. Deci ca conducător, deci vă aduc la cunoștință că doamna Daria Victoria, deci a absolvit facultate de drept a Universității de Stat din Republica Moldova în 2002, ulterior în 2007 a finalizat studiile de master în domeniul dreptului civil și din 2015, așa ca educație și formare, așa cum ați văzut și dumneavoastră din conținutul tezei de doctorat, la sfârșit este acest CV al doctorandei Dariei Victoria. Din 2015 a fost înmatriculată la școala doctorală în drept, științe politice și administrative a consorțiului instituțiilor de învățământ a Academiei de Studii Economice și Universitatea de Studii Economice și Europene din Republica Moldova și acum a finalizat teza. Eu am fost stabilit încă în 2015 în calitate de conducător științific. Am lucrat activ cu doctoranda Daria Victoria. M-a bucurat faptul că deci duminică specialist și ca cea care activează, pentru că dumneei, după finalizarea studiilor sale, a activat pas cu pas în diferite funcții, după cum ați văzut și dumneavoastră, începând de la grefier judiciar, inspector operator, ulterior executor judecătoresc și în ultima perioadă, în cadrul Agenției Servicii Publice, până a fost numită șefa Biroului Litigii Integritate, Înregistrarea și Evidența Populației și Transportului. Datorită cărui fapt, deci mult am conlucrat, am discutat referitor la elaborarea la anumite aspecte ale tezei. Am avut și anumite discuții referitor la deci propunerile de lege ferendă care pot fi înaintate în Republica Moldova, pentru că, nu știu, ceva am auzit la referință, dar eu consider că juriștii la elaborarea și susținerea unei lucrări științifice este și recomandabil ca să, în cazul când observă careva neajunsuri în legislația națională, să elaboreze anumite propuneri de lege ferendă și în cazul doctorandei Daria Victoria chiar a parvenit și cu o recomandare de revizuirea Constituției prin completarea articolului 17 din Constituție. Mai mult ca atât, eu am venit și cu o altă recomandare, dar dumneai a fost de altă poziție, pentru că este normal ca la noi să fie abrogat și articolul 14 din aici cetățenie, pentru că până la urmă este eu ca jurist, eu observ deci situație identică. Persoana sau se naște pe teritoriul statului și în baza faptului nașterii dobândește cetățenie sau este adoptată, ea tot dobândește cetățenie. Dar bine, dacă ulterior s-au depistat anumite neajunsuri sau de un alt mod a fost deci abolită această adopție a copilului, care sunt motivele și argumentele pentru a considera că acest copil nu a fost niciodată cetățean al Republicii Moldova, așa cum este reglementat aceasta în articolul 14. Dar doctoranda este de altă poziție, așa am ajuns noi la concluzii și dumneei a deci analizat fiecare aspect și multe
multiaspectual și prin cercetarea diferitelor surse științifice și chiar practice. A fost, acum referenții noștri s-au expus cu observații, inclusiv cu date statistice, sunt de acord că poate ar fi dobândit teza, deci o cercetare mai multiaspectuală dacă erau prezentate datele acestea de statistică, dar vedeți și dumneavoastră că până la urmă, deci dacă activezi în domeniul respectiv, fiind, deci având o funcție destul de înaltă în cadrul Agenției Servicii Publice, momentele care te lovești în fiecare zi cu date statistice nu le prea observi ulterior la cercetare, că ar fi foarte bine de utilizat în cadrul cercetării respective. Poate asta a fost scăparea, dar în rest eu consider că teza a fost elaborată foarte bine și prezintă un interes pentru, atât pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru stat, care trebuie să aducă toată legislația în corespundere cu necesitățile societății la problemele cetățeniei, cât și să protejeze drepturile și interesele tuturor oamenilor, ființelor umane care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care pot ulterior să pretindă de a dobândi cetățenia. Și inclusiv și problemele, divergențele referitoare la această pluralitate de cetățenii. Eu, dacă cinstit personal, ca constituționalist, nu aplic niciodată termenul de dubla cetățenie, că unde e dubla, acolo e și triplă, și în cazul acesta și dubla, și tripla, și quadro cetățenie, oricum este pluralitate de cetățenie, cel puțin eu așa aplic, dar aveți dreptate, că sunt contradicții și, desigur, teza este actuală, problemele care pot apărea sunt multiple, inclusiv și cu pluralitatea aceasta de cetățenii, când unii cetățeni din Republica Moldova operează contrar necesităților statului românesc pe teritoriul României și se prezintă ba cetățenii Republicii Moldova, ba cetățenii ai României, când este convenabil și cine și cât de bine cunoaște legislația. Deci, cercetarea respectivă prezintă interes și științific și practic și eu recomand membrilor comisiei să ajungă la concluzia că doctoranda Daria Victoria merită acordarea titlului științific de doctor în drept. Mulțumesc pentru atenție! Da, și noi vă mulțumim. Domn profesor Smochină, domn profesor Costache, dacă doriți și dumneavoastră să vă expuneți, sau cineva din sală, dacă dorești. Cum la vorbim, dacă... Da, cu plăcere. În audiență, stimați membri ai comisiei, eu am citit lucrarea și am redactat un aviz care l-am trimis domnului secretar la timp. Așa, dar vreau să amintesc probabil că este primul minus 90 referitor la cetățenie. Și eu mi amintesc că am participat și numai eu am participat în dezbatere și discuție la momentul respectiv după 23 iunie 1990, când a fost adoptată declarația de suverenitate, referitor la cetățenia unică sau dublă. Și pe atunci era de acum în care Moldova Suverană, de Moldova Socialist ziar, nu mai era, dar era Moldova Suverană și a fost publicată cu opinie a mea, împreună cu a domnului Osmochescu, în care noi am fost
de acord ca să fie instituții unică. Cu titlul de excepție, deci că nu putem da și o cetățenie de onoare, așa mă gândesc, dacă este un contract sau un tratat între două state. Bine, când a fost varianta, adică definitivă de acum articolul din prima lege referitor la data de 23 iunie 1990, unde a fost stipulat că toți cei care au avut viză de reședință la acest moment sunt cetățenii Republicii Moldova. Și iată, în acest moment, apare că atunci erau mulți deputați în Parlament. Și dar de cine îi puneți cu desel, adică sunt cetățenii Republicii Moldova? Și atunci, când s-a sonorizat conștientul de varianta zero, varianta zero văzut-o și aceste persoane care pe teritoriul Republicii Moldova și la 23 iunie 1990, în timp de 2 ani de zi, au trebuit să prescrieze cu ăsta care au fost majoritatele în urmare n-au poștiu și se timp de negeți 2-3 ani ca timpul și la această temă care am retrăit-o anii 90, pentru că nu sunt indiferent. Deci eu încă o dată vă spun că teza corespunde tuturor exigențelor. Doamna Dare merită titlul științific doctor Andrei. Vă felicit și vă doresc succes mai departe. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Domn profesor Costache. N-ați inclus microfonul, nu vă auzim. Da, acum? Da, e super. Nu, și minunat și eu vă aud. Îmi permiteți să spun și eu câteva cuvinte? Da, sigur. Da, pe prejumătate oară. Domnul președinte, mult stimați membri ai comisiei, eu de la bun început vreau să vă spun și să spun că am studiat cu foarte mare interes această lucrare, care am primit-o cu o lună de zile în urmă. La această lucrare, la solicitarea domnului conducător științific, domnului Vesislav Zapă, cu o săptămână încă în urmă, în a spune așa, voluminos, de 5 pagini, nu, cred că dosarul care va fi prezentat la ANACEC nu va fi, nu va fi de presupus acolo. Ce vreau să spun în legătură cu tema pe care astăzi doamna Dare Victoria o susține în cadrul Comisiei Publice. Este o lucrare foarte interesantă, o lucrare binevenită. Actualitatea acesteia nu poate fi pusă până. La fel și importanța sa este relevantă din mai multe vedere, atât teoretic cât și practic. Nanțul de număr, fiindcă ele sunt în avizul meu, în conformitate cu cerințele
ghidului sau regulamentului general de perfectare a tezelor de doctorat, a spune că compartimentul într-un tocele. Nu e și eu. La teza pe care a prezentat doamna Tare, cuprinde o argumentare completă a actualității și importanței subiectului cercetat. O formulare clară și corectă a scopului studiului și a obiectivelor de cercetare, o fundamentare temeinică a noutății și originalității științifice a acestei lucrări, precum și o succintă prezentare a conținutului tezei. La fel, vreau să subliniez că și compartimentul final al lucrării, concluzii generale și recomandări, cuprinde cele mai importante, așa, concluzii la care s-a ajuns pe parcursul cercetării, precum și importante recomandări, caracter teoretic și normativ, ceea ce denotă și accentuează atât caracterul finalizat al cercetării, cât și aportul personal al autorii la aprofundare doctrinare a problemei dreptului la cetățenie în arealul științific autohton. Urmărind atingerea obiectivelor prestabilite în procesul cercetării, vreau să spun cu toate a mea încredere că autoarea a selectat cu mare atenție un bogat material doctrinar și normativ, care, cum a fost demonstrat și de alți vorbitori, sunt total de 188 de surse, care i-au permis să elaborez o cercetare coerentă și profund științifică. Merită apreciere și expunerea clară, completă, a informației precum și argumentelor aduse de către autoare pentru în ansamblu se poate spune că lucrarea are un caracter novator, aplicativ și profund științific. Din acest punct de vedere, teza poate servi ca un suport doctrinar original și util pentru, cum s-a spus și mai sus de alți vorbitori, pentru teoreticienii dreptului constituțional, practicienii domeniului dat, cât și pentru fiecare cetățean preocupat de problema dreptului la cetățenie și protecția acestui. Respectiv, consider că merită apreciere în mod deosebit atât efortul depus de doctorandă la realizarea studiului și elaborarea lucrării, cât și capacitățile acestea de cercetător științific. În același timp, nu pot trece prin responsabilitatea pe care a dat dovadă autoarea în procesul de cercetare și prezentare astăzi a rezultatelor științifice obținute. Din discuțiile purtate cu autoarea și conducătorul științific, constat că pentru îmbunătățirea și finalizarea lucrării s-a ținut cont de majoritatea sugestiilor care au fost făcute de către membrii Comisiei de Îndrumare. Luându-le în considerație, doamna Dare Victoria a reușit să prezinte astăzi o lucrare finalizată, profundă, de o valoare științifică inedită. Din acest considerent, țin să sugerez autoarei ca împreună cu conducătorul științific să facă tot posibilul pentru a publica această teză sub forma unei monografii pentru a o face accesibilă unui cer cât mai larg de persoane interesate de probleme. Vreau să spun câteva cuvinte și ceea ce a fost subliniat și de către vorbitorii până la mine, că dacă s-a ținut cont și dacă autoarea va hotărâi împreună
conducătorul științific să editeze această monografie, aș vrea totuși să vă recomand ca să țineți cont de cele spuse și de către domnul academician și de către domnul Cărnaț, să țineți cont de lucrările științifici care au apărut în ultimii 3-4 ani în Republica Moldova legate de problema cetățeniei în statul nostru. Vreau să vă spun că sunt foarte puține lucrări. Eu nu mă supăr pe dumneavoastră, fiindcă știu că ați lucrat și nu, și teza a fost făcută nu ieri și nu anul trecut, adică finalizată în ultimul an, dumneavoastră ați mai lucrat, ați modificat împreună de anul cu obiecțiile făcute de către domnul conducător științific, dar în timpul ăsta au mai apărut și alte lucrări. Iată, vă avem o monografie mea care se numește, uitați-vă, Cetățenia și puterea în statul de drept. Are 980 de pagini. În această lucrare este un capitol mare care e consacrat temei dumneavoastră. N-ați făcut nicio trimitere și cred că nici n-ați deschis această lucrare nouă. Nu mai spun celălaltele, că mai am încă 14 lucrări științifice editate la conferințele naționale și internaționale, în revistele din țară, Legea și Viață, Zacone, Jist, publicate amele articole la acest capitol, la această temă care dumneavoastră a susținut-o. Încă o dată vă spun, n-am nicio pretenție. Fiecare autor, sigur, de zice care lucrări să le folosească, care nu, dar dacă scrie o monografie, cred că să avea foarte multe lucrări, foarte mult să îmbunătăți monografia față de teza care o prezentați. Acolo aveți și dreptul să fie și de 100 de pagini și de 1000 de pagini, asta e cum îți doriți dumneavoastră. Și ultima, în această monografie v-aș propune să studiați cu atenție o lucrare științifică a domnului academician Ion Luceac, care are, cred că vreo, nu țin minte, domnul Ion, cred că e vreo 1400 de pagini, în care au fost incluse și analizate. Eu am studiat toate constituțiile din toate țările din lume. Și iată, această lucrare v-ar permite dumneavoastră, dacă ați studiat-o, să faceți o comparație și mai ales o comparație în legătură cu propunerile și mai ales recomandările cu care dumneavoastră veniți în teza dumneavoastră. Eu le susțin întru tot. La acest capitol dumneavoastră folosiți și lucrările care au fost editate în anul trecut, la conferința care a fost trecută la domnul Avornic, la domnul președinte, de către membrii comisiei care a fost format prin decretul președintele țării în legătură cu întrebarea revizuirii Constituției Republicii Moldova. Acolo dumneavoastră îți găsi foarte multe materiale bune și un car de propuneri și recomandări, inclusiv la compartimentul cetățeniei cu care și dumneavoastră îți faci trimitere și la cele lucrări. Acolo sunt lucrările și alu Costache, și alu Buceac, și alu Pușcar, și alu foarte multe, înțelegeți, în lucrări. La această conferință internațională au ieșit monografia lui domnul Victor Pușcaș la acest capitol. Eu am în vedere legat de propunerile cu care veniți dumneavoastră la modificarea sau la revizuirea Constituției Republicii Moldova. Folosiți-vă și să îmbunătățiți lucrarea noastră și ar fi apreciată de toți, nu numai de savanți, dar de toți cetățenii va fi apreciat la un nivel cel mai mare și a fi citit cu mare dragoste. Dumneavoastră știți că teza dumneavoastră, după ce prezentau, iar să fie
ați depus-o de acum la Biblioteca Națională, la Biblioteca la domnul Abornic, eu mai știu, așa, la Biblioteca Națională ori 30 și 20, 30 de ani și de Doamne, măcar 2 ani să ridici teza dumneavoastră de camerele și ele unde ele stau puse pe niște rafturi acolo, înțelegi, de-ți fi studiată și cineva să vadă ce a scris dumneavoastră. Dar dacă ai și monografia asta, e ar să aibă, asta ar fi o bombă, ar fi o lucrare extraordinară. Că întrebarea asta, după cum ați văzut azi întrebările care v-au fost adresate de către membrii comisiei, de către toți membrii comisiei, această întrebare pentru Republica noastră, eu aș zice că are o însemnătate extraordinar de mare, extraordinar de mare. Fiindcă tot face întraiurea. Eu aș spune așa, tot, aproape, tot face întraiurea. Și asta v-a spus-o și domnul profesor Balan, și domnul Smochin, și domnul Ion Cuciac. Nu așa, știți Constituțiile, cum v-a promis, luați lucrarea lui domnul academician și uitați-vă ce-i scris și ce fac alte țări pe mine. Eu cer scuze și la urmă vreau să vă mulțumesc, domnul președinte a comisiei, membrilor comisiei, să vă mulțumesc pentru faptul că am fost invitat să particip la susținerea acestei lucrări. Și dacă cineva a luat considerație și n-a spus tot ce vreați, măcar jumătate, eu cred că asta va fi folosul autoare, folosul conducătorului științific, care au muncit într-adevăr foarte mult și merită ca lucrurilor să fie apreciat la justă valoare. Și ultima, eu mă alătur de toți din membrii comisiei, în primul rând, ei vor hotărâ persoana dumneavoastră astăzi. Și cred la lor din cuvântările, din avizele pe care dumneavoastră le-au expus astăzi în ședință, eu cred că Dumnezeu va fi de partea dumneavoastră vânt fermecător care va da bucurie în suflet, va adăuga multă, multă sănătate, fiindcă e un lucru care l-a așteptat atâția ani și omul retrăiește și l-așteaptă cu nerăbdare. Și eu mă aliniez la cele spuse și tot susțin că dumneavoastră meritați întru totul conferirea titlului științific de doctor în drept. Și în legătură cu asta, dați-mi voi să vă doresc mult succes și realizări frumoase pe terenul științei, tot mult sănătate, Dumnezeu să vă păzească de ciumaua asta care încă mai cu trăieră țările și inclusiv și țara noastră, să aveți sănătate și puteți și în continuare pregăti cadrăștii care sunt necesare pentru țara noastră. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă zic încă o dată mulțumesc și vă zic la revedere, dar vă rămâne rezultatul comisiei. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Eu știu, dacă mai este cineva... Scuzați-vă, vă rog, dacă am vorbit prea mult, dar suntem de acum 2 ani de zile, lucrăm la distanță și chiar mi-i dor câteodată să mai vorbesc, dar n-am răspătește nimeni, nu mi-e treabă. Înțelegeți, unde atâta mi-am dat și eu drumul. Profesor, Cristina Petrovna discutați. Da, eu fost aici, mi-au adus iată o ceșculiță de ceai. De ceai. Da, vă mulțumim, domnule profesor. Și o statul meac și tamană l-a ascultat pe domnul Zaporojan.
îl ascultă și zice, dar eu și alții, eu vreau să spun că ei specialist foarte bun. Ei au avut onoare să fie alături de mine la pregătirea și susținerea a 41 de teze de doctor și doctor habilitat în drept. Și ea are și ea o practică foarte bună și eu, și eu chiar de răspund. Nu știu ce să fac. Nu, 48 de ani alături și împreună cu mine. Da, dar 40 de ani alături cu mine de când pregătesc cadre științifice în domeniul dreptului inconstituțional. Eu vă doresc la voastră la toți mult sănătate. Și noi, domnul profesor. Domnul președinte Avornic și alții, i-am văzut poartă masca, care sunteți în ședință acolo fizic. Dar purtați masca asta și când se ieși din instituția de dumneavoastră, când îți mergem pe stradă, când îți mergem în transport și așa mai departe. Păziți-vă și eu vă mulțumesc. Noi suntem aici unul lângă altul și filmează băietul din cameră de aici. Am zis că nu avem pe urmă discuții. Am înțeles, domnul președinte. Da. Noi vă mulțumim. Eu știu dacă mai este cineva, dacă dorești să ia cuvântul. Dacă nu, eu ofer cuvântul doctorantului. Vă mulțumesc mult încă o dată că m-ați ascultat. Am ascultat și am să țin cont de sugestiile și propunerile dumneavoastră, mai mult ca atât critica adusă la unele momente de teză, cred că de regulă aceasta te motivează ca să-ți revizui opiniile și gândurile. Și după cum au propus unii din vorbitorii de astăzi să merg mai departe, studiez mult mai mult pentru o monografie. Cred că voi discuta despre aceasta cu conducătorul meu științific și poate dumnealui nu va fi în dezacord de a opta pentru o monografie în doi. Deci, vă mulțumesc încă o dată. Foarte bine, împreună cu autora. Da, și noi încă o dată vă mulțumim. Acum, Iana, s-au epuizat, eu știu dacă sunt careva obiecții din sală sau ceva de la toți cei prezenți. Dacă nu, vă rog să deconectați camera de filmat. Comisia în componența Vornic Gheorghe, Bucea, Pion, Balan, Oleg, Cârnaț, Teodor, Zaporojan, Vecislav au votat unanim și a atribuit calificativul foarte bine. Al doilea din regulament, toți au votat unanim. Eu știu dacă sunt careva obiecții. În continuare, atât conducătorul cât și doctoranta își perfectează dosarul conform cerințelor și, mă rog, trebuie să-l țineți la control ca să nu apară undeva. Că, mă rog, e și onoarea tuturor celor care au participat. Și, cu adevărat, eu susțin prezența domnului Balan că trebuie de urmărit toate etapele ca să nu apară careva probleme. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă dorim un weekend și o seară plăcută la toți. Da? Acest verbal, noi trebuie să votăm decizia finală. Am votat. Calificarea, dar dumneavoastră trebuie să știți. Înseamnă că cine este încă o dată pentru acordarea titlului de doctor în drept doamnei Victoria Dari, cu atribuirea calificativului foarte bine, vă rog să votați încă o dată public către toți. Iarăși să aveți grijă la dosar. Da. Domnul Avornic, uitați la asta, am primit concluzii. Da. Eu am să vă sun un pic mai încolo, când se termină aici, că nu vă sun. Da, o seară bună la toți atunci. Seară bună și vă mulțumim de participare și... Felicitări, doctorandii, din partea la...